Consiglio, si era un movimento di leggere, non ci sta memoria, facevo il caso slavo con volenti. Entriamo in ordine di zi a ședinței. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi. Dacă sunt comentarii, în primul rând, nu sunt. Supun la vot cine este pentru. Pe cineva împotrivă. Se abține cineva. În ordine de voturi, ordinea de zi a ședinței a fost aprobată. Articolul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 1, proiect de hotărâre privind stabilirea locației de depozitare a deșeurilor menajere și similare colectate din municipiul Focșani. Înainte de a intra în dezbatere despre acest proiect, pentru cetățenii municipiului Focșani și pentru mass media, ar trebui să facem câteva mențiuni care să conducă la înțelegerea situației și la necesitatea întâlnirii noastre de astăzi aici. Săptămâna trecută, autoritățile de mediu au emis o dispoziție prin care au închis rampa de gunoi de la Mărășești, de la Aret, de la Mărășești, pe care noi o utilizam, sau pe care o utilizam pentru depozitarea gunoiului menajer de municipiul Focșani, motiv pentru care societatea a trebuit să găsească alte soluții alternative. Au fost luate în discuții mai multe variante. Cea mai viabilă, cea mai eficientă, din punct de vedere economic, pentru municipiul Focșani a fost zona, sau groapa de gunoi, sau rampa de colectare de la Tecuci, motiv pentru care a fost nevoie de acordul nostru pentru deplasarea gunoiului la Tecuci, având în vedere că acolo este și o distanță de 30 km între Mărășești și Tecuci și mai ales atât de faptul că este și o diferență de preț destul de mare. Toate aceste aspecte și urgența situației, cât de astăzi, practic, fără puterea noastră, Focșani nu mai poate, Focșani nu se mai poate colecta gunoiul, au condus la întâlnirea Consiliului Local de astăzi. Ok. Acum intrăm în dezbaterea proiectului de hotărâre. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Suntem nevoiți să modificăm acest, să cerem modificarea acestui tarif de colectare și depozitare, întrucât rampa de la Aret, cum menționa domnul consilier Urabie, s-a închis din dispoziția gărzii de mediu, ca fiind neconformă și până la reglementarea noi și construirea noi rampe, noului depozit de la Aret, suntem nevoiți să depozităm în altă locație. Menționez că au mai fost două locații în Muchia, județul Brăila și în județul Buzău. Distanțele, în schimb, sunt mai mari decât cele, distanța până la depozitul de la Tecuci. Și atunci am înaintat un calcul pentru depozitarea la rampa Rateș și Tecuci. Este singura care ne poate acorda cumva un tarif, posibilitatea de a calcula un tarif mai mic pentru populația municipiului Focșani. Lipsa noastră de încredere referitor la faptul că vom discuta din nou tariful ține de momentul când se va discuta tariful. Astăzi avem în față două situații. Să aprobăm un tarif de 12 lei propus de către domnul director și foarte bine justificat și cred că ați înțeles fundamentarea și nu există nicio urmă de îndoială în ceea ce privește acest post și acest preț, sau să nu aprobăm acest tarif, ceea ce îl va aduce în următoarea săptămână pe domnul director în falimente și societatea cu salubritate, pentru că efectiv nu are cum să-și acopere costurile la prețul de 9 lei. Și asta știți bine pentru că tot din fundamentare ați văzut costurile detaliate. Deci astăzi nu discutăm despre faptul că vom aproba sau nu un alt preț sau diminuarea prețului în momentul în care vom transporta la Aret. Și pot să înțeleg punctul ăsta de vedere dacă îl discutam la momentul respectiv, dar nu pot să înțeleg punctul ăsta de vedere, ținând cont de faptul că astăzi s-a justificat foarte clar necesitatea acestui preț și toate cheltuielile subsecvente care au condus la acest preț de 12 lei. Bun. Dacă mai sunt comentarii. Da, nu. Cred că ar fi interesant să știe și opinia publică. Noi discutăm atât modificarea prețului, care e chiar necesar, cât și schimbarea destinației.
Până să intre în faliment, eu cred că în două zile orașul va fi blocat de gunoaie. Asta e foarte important să știe toată lumea. Da, e adevărat. Astăzi, la ora la care noi discutăm, dacă nu luăm o decizie favorabilă, domnul director, nu numai efectul la preț, așa cum a spus, ci și la locația unde se discută în gunoaie, domnul cum s-a locat, nu mai poate ridica un nou municipiu Focșani, pentru că nu mai poate să duc la rampa de Mărășești. Dacă mai sunt comentarii. Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 1 privind stabilirea locației de depozitare a deșeurilor menajere și asimilare colectate din municipiul Focșani. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 2 privind aprobarea majorării capitalului social a SC Cum Salvat de SRL Focșani. Aici vreau să fac o precizare pentru că în discuțiile noastre nu am atins acest punct. Singura modalitate prin care puteam să reducem acest cost și a venit propunerea din partea societății cu salubritate era să eficientizăm într-un fel sau altul numărul de transporturi pe care le face la Tecuci. Fiind mai departe decât pare, societatea a venit următoarea propunere să capitalizăm societatea cu 100.000 de lei, bani care se vor duce în achiziția unei remorci speciale, care îi va permite, la două remorci, face semnul director, care îi vor permite societății să înjumătățească numărul de transporturi către Tecuci. Adică în loc să transporte 10 tone, acea remorcă va transporta 20 de tone. În felul ăsta va reduce costul de transport pe metru cub de un metru. Dacă mai sunt comentarii. Înțeleg că nu sunt supun la vot. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 3 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2015. Acest proiect de hotărâre vine subsecvent celor două pe care am discutat deja. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a bunurilor menajeri și similare în municipiul Focșani. Dacă sunt comentarii. Da, o precizare. Nu... Finalizarea proiectului de haret nu va influența cu nimic taxa de 20 de euro pe ton. Ea va trebui achitat indiferent că e haret, trecuci sau mai știu eu ce în altă parte și reprezintă totuși grosul în ceea ce crește costul pe metru cub. Dar, deocamdată, sunt niște soluții în derulare, sunt niște idei care urmează să se implementeze sau nu. Așa cum a spus, s-a solicitat și o derogare în sensul ăsta. E prematur să discutăm despre aceste lucruri la momentul ăsta, pentru că nu știm care va fi soluția. Nu vreau să eu cred că pe viitor, având în vedere această taxă suplimentară care se va aplica probabil începând cu 2016, cred că ar trebui să gândim din timp o variantă de selectare a gunoiului la sursă. De fapt, ăsta e punctul de la care trebuie să plece colectarea acestui gunoi. Una este să sortăm gunoiul la rampa de transfer, pe care domnul director a și făcut-o de altfel, și alta este să sortăm gunoiul din casă. Am avut foarte multă lume dintre cei care au mai circulat prin exterior, au constatat că cei cetățeni țărilor europene sortează gunoiul din casă. Adică în cupela de gunoi menajer există doar gunoi menajer, în cupela de gunoi, nu știu, reciclabil există doar așa ceva. Iar în situația în care există accidente sau reavoință în gunoi menajer, există și alte tipuri de deșeuri, atunci tariful pe cupela respectivă este exorbitant. De aceea cred că trebuie găsit un sistem. Trebuie gândit din timp un astfel de sistem, împreună cu specialiștii de la CUP Salubritate, împreună probabil și cu aparatul de specialitate al primăriei, noi să venim cu idei astfel încât cetățeanul să reușească încă din casă să-și sorteze cu noi, astfel încât să putem menține un tarif suportabil pentru acest punct. Da. Mai sunt comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot către hotărâre. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu o abținere și 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Acestea fiind spuse, am eclizat ordinea de zi. Vă mulțumesc mult și vă mulțumesc.